O expoziție inedită a avut loc aseară în incinta unei cafenele din municipiul Târgu Jiu. În cadrul acestui eveniment, actorii au fost personajele principale, chipurile lor fiind desenate și expuse publicului. Peste 20 de tablouri au fost așezate într-un cadru umoristic. În sfârșit, după lupte seculare, care au durat 25 de ani, actorii Teatrului Dramatic Elvira Godeanu au reușit să ajungă de râsul târgului. Îi vedeți acolo? Se poartă enorm de mult genul acesta de hai să zicem, publicitate. Cel care este autorul minunăților din fața ochilor domnilor voastre, Relușuță, Șai, cum este cunoscut în lumea artistică națională și nu numai națională. Actorii nu au mai putut să-și ia ochii de la lucrările create de Șai, așa cum este cunoscut caricaturistul în lumea artistică. E unul din cele mai frumoase lucruri care mi-a fost dăruit până acum. Nu mă așteptam să fiu atât de... Sunt mai frumoasă caricatură decât reală, cum sunt eu normală. Dar îi mulțumesc. Sunt fericită să văd că arăt așa în mintea și în imaginația unui artist. Este o onoare pentru noi toți să devenim, așa cum spunea și domnul Aurelian Șuț, personaje și să avem ocazia să ne vedem din exterior, prin ochii dumnealui. Este cu adevărat o bucurie și îi mulțumim cu această ocazie că ne-a adunat în acest loc, în acest context, la acest aniversar, pe toți alături, actori și prieteni ai teatrului deopotrivă, ca să fim împreună și să ne uităm la noi, dincolo de mască. Foarte faină, mai am o caricatură făcută de Șai acum vreo 10-15 ani, eram copil și iată avem continuare aici, e un eveniment de suflet, a zice, și vreau să-i mulțumesc și eu pe această cale lui Șai pentru că a venit alături de noi și a fost de acord să facem un eveniment inedit, a spune eu, în cadrul festivalului de teatru. Ne bucurăm că am ajuns, așa cum s-a spus și în debutul vernisajului, de râsul unui om atât de fain. Tot în cadrul acestui eveniment, artistul gorjean Aurelian Șuță și-a lansat primul album satiric de autor din istoria județului Gorj. Acesta a tras un semnal de alarmă cu privire la faptul că artiștii care se ocupă de caricatură sunt pe cale de dispariție. A face caricatură înseamnă a nu avea întotdeauna foarte mulți prieteni. Și în general, subiectele caricaturii sunt oameni care mai au și putere. Atunci când critici, este normal să nu fii chiar îndrăgit. Eu încerc să fac asta și ca orice artist să o fac cu maximă sinceritate și evident cu iubire. În România, din păcate, activează foarte puțin caricaturiști, undeva până într-o sută. Iar Uniunea Artiștilor Plastici din România, după ce a murit Mihai Stănescu, mai numără doar 13. Șai a împărțit fiecărui actor câte un exemplar al albumului O șuță de caricaturi, însoțit de un mesaj în semn de apreciere.